Tinerii care vor să fie chiriași într-o casă construită de stat trebuie să depună cerere la primărie și să aștepte. Nu se știe până când, pentru că listele sunt lungi, iar veștile venite de la Ministerul Dezvoltării, în subordinea căruia se află Agenția Națională pentru Locuințe, nu sunt prea bune. Sunt depuse și se află în așteptare un număr de aproximativ 700 de cereri din partea persoanelor de pe raza municipiului care au până în 35 de ani. La acest moment noi nu am primit încă undă verde de la București, deoarece cei de la ANL, Agenția Națională pentru Locuințe, din cadrul Ministerului Dezvoltării, sunt cei care au inițiativa acestor lucrări. Se pare că pentru acest an nici nu sunt semnale pozitive în acest sens. Tinerii care stau cu chirie într-o locuință ANL au posibilitatea să o cumpere dacă au contractul de închiriere semnat de cel puțin un an. Din cele aproximativ 244 de locuințe ANL de pe raza municipiului, doar una am reușit să vindem, restul sunt în continuare cu statut de locuințe închiriate. Oamenii spun că nu știu cât ar costa o asemenea locuință sau cum ar putea intra în posesia ei. Da, ne-am gândit să le cumpărăm, da. V-ați interesat cam cât ar costa? Nu ne-am interesat până acum, nu ne-a spus nimeni. Nu ne-am interesat, până la anul iunie avem să stăm aici, adică avem, după aia ori cu chirie, ori ne pune rată la ele. Vă gândiți să faceți un credit? Păi da, un credit sau ne pune rată pe lună la bancă sau undeva. Altfel sunteți mulțumită de condiții? Da, sunt mulțumită. Foarte bine, da. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Agenției Naționale pentru Locuințe, prețul de vânzare al unei case construite de stat este de 1757 de lei pe metrul pătrat, la suprafața locuibilă, adăugându-se și cota care revine fiecărui apartament din condominii, respectiv casa scării, subsol și alte spații de acest gen. Asta înseamnă că prețul unui apartament de 50 de metri pătrați, să spunem, nu ar depăși 115.000 de lei, aproximativ 26.000 de euro.